Media Fotbal Club, joi, ora 19:30, Digi Sport 1. Media Digi Sport Special, joi, ora 21:30, Digi Sport 1. Antrenorul a semnat un contract valabil în următorii 2 ani cu Băneș Biand, unde va înlocui italianul Nicolo Napoli. Marius Croitoru a anunțat ce obiectiv în Craiova 1948. Obiectivul este clar, play-off-ă. Marius Croitoru a oferit primele declarații după ce a semnat contractul cu Craiova către Adrian Mititelu. Antrenorul a dezvăluit că are obiectivul play-off-ului și crede că poate ajunge la el. Croitoru a mai spus că nu a negociat cu nicio altă echipă din Liga 1 după separarea FC Botoșani și a mărturisit că nu a fost surprins de interesul oltenilor. Sunt cu gânduri bune, cu gânduri de play-off-ă. Acum trebuie să reușim. Scopul este clar, mergeți la egalitate. Nu este imposibil. Spun că avem multe și avem toate facilitățile pentru a merge în primii 6. Jucătorii pe care îi vor veni. Negocierile au fost modul în care sunt negocierile, unul pune, unul frunze, unul vrea ceva, celălalt vrea altceva. Casa are nevoie de aer curat. Nu trebuie să rupă o bancă. Urmați bugetul pentru reînnoirea DigiLife și DigiOnline, astăzi de la ora 22. Există negocieri și de aceea au durat atât de mult. Este important să ajungem. Să a pierdut o perioadă, dar am încercat să ne recuperăm cât putem. Dacă sunt în Craiova, înseamnă că nu am negociat cu alte echipe. Astăzi avem antrenament, mâine antrenament, după care mergem în Austria, unde vom avea 2 săptămâni de antrenament, plus un prietenos. Apoi ne întoarcem la meciurile din România. Deocamdată, nu am avut niciun contact cu jucătorii și cu galeria, dar cred că lumea știe ce am făcut din moment ce sunt antrenor și nu cred că nu mă primesc bine. Am făcut lucruri bune într-un FC Botoșani și este normal să reușesc aici. Nu am fost surprins de interesul lui Craiova. Craiova este o echipă bună și este normal să ți dorești un antrenor bun, a spus Marius Croitoru. Marius Croitoru a semnat cu Craiova 1948. Anunțarea semnării contractului a fost făcută de Craiova 1948 pe rețelele de socializare. Universitatea Clubului de Fotbal din 1948 și antrenorul Marius Croitoru au ajuns la un contract pentru o perioadă contractuală de 2 ani, a anunțat clubul sponsorizat de Adrian Mititelu. Marius Croitoru a anunțat de la începutul lunii iunie că este în discuții avansate cu Craiova 1948, dar mai târziu negocierile se au blocat și trupa Băneș au apelat la alte variante, precum Eugen Neacoe. Etic.